Veniți aici în mijloc de sală, pentru că este seara surprizelor. Nu știu despre ce surprize este vorba, dar au venit câțiva reprezentanți care o să ne spună ce surpriză au pregătit pentru voi. Și am să invit aici domnișoara cu un buchet mare, mare de flori. Maxim atenție! Bună seara! Așa, ați făcut puțin din asta. Asta e bine că este dispoziție, așa să fie până la urmă. Dar nu vă lăsăm să odihniți un pic, pentru că surpriza cu mare drag va aparține dumneavoastră. Și noi cei de la Surpriza la ușa ta venită cu mare drag la sărbătoarea dumneavoastră și vreau să vă pun întrebare. De la cine credeți că vine surpriza? La programa Iartă-mă! E de asta nu-i nimic cu ea, nu? E răcut! Răstit, da? Pe ce e? Aici ce v-am răbunicel. Bravo, nu mă ștați. Așa că ne e. Din femeie. Ceva, da, să te vedi cât. Ulea! Păsca. Nu? Lasă, mă gândesc, Sașa Dologandă. Sașa Dologandă. Sașa Dologandă. Prepartele, frate. Nu? Prima, măcar prima. Sunt mai multe persoane, da, care se alătură la această surpriză. Până vă gândiți, da, mă întreb că de bănița mea astăzi te dau buchetul ăsta frumos, face de mult. Așa. E frumută. Nu. Din partea cui, măcar? Știi, măcar... Cum fi dumneavoastră, eu mă întreb, de la cine e surpriza? De la cine? Da, de la cine? De la cineva. De la cineva. Corect, de la cineva. Ajutați! Da, vorbește și cine cu... Asta ce să dau și remetajul, pentru că părea tare pe bata, da? Da, da. Dorit. Noi vă dorim să fiți cei mai fericiți. Ca astăzi porniți pe un drum în care e nevoie de răbdare. De privit calde și duci. Când te scoli și când te culci. E nevoie de răbdare și de iertare. La greșeli și nepăsare e nevoie de sărut. Cât mai ai chef să aștepți mai mult. Căsnicia se numește drumul ce azi vă răbește. Drumul ce ne rugăm să fie pentru voi doar bucurie. Casă de piatră. Cu mult respect și stimă. Nana Elena. Spune ceva mai tare când vine noștri așa e închinuit până acum. De la cine? De la Elena Rusnac. Nama lui Irina. Băleu. Măi, decât eu e foarte rău. Așa se mai e alătură Andrean, Veronica, Irina, Mohamed, Carolina și Tibi, da? Așa. Ursul nu-i cu noi. Vă dau cu mare drag și acest plic care vine către dumneavoastră, mesajul de felicitare. Vă rog mult, așa, așa. E din credere, da? Credere, credere. Așa. Vă las că dumneavoastră asta le spune. Credeva conținut. Ce să zic? Mulțumesc foarte mult că... Îmi pare rău că nu vă s-a dat de noi în această seară, dar le mulțumesc frumos. Și sperăm curând să ne vedem. Le mulțumesc foarte mult. Și adaug și eu la cuvintele spuse sub teme. Mulțumesc foarte mult. Și da, sper ca să ne vedem în curând, dacă nu în curând, vreau mai mult, dar oricum o să ne vedem. Și da, mulțumesc foarte mult pentru susținerea asta și îmi pare rău că nu sunteți aici, alături de noi. La urmă a fost așa o mușurare, da? Am înțeles. Venim și noi cu sincere felicitări. Sticluța de vin este cadou din partea echipei Surpriză la ușa ta.
Când vin cei dragi de peste hotare, o serviți împreună la masa de sărbătoare. Așa, o casă de piatră. Ce mai bun te-a dat la vanilie. Nu. O seară frumoasă, continuare și cum o spune de fiecare dată. Cum vă este seara, așa să o fie viața.